În cea de-a doua zi de Paști, preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor din orașul Jibou. Cu acest prilej, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Mucenic Gheorghe. Este deja o tradiție ca în cea de-a doua zi de Sfintele Paști ne aflăm în Jibou, în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Proroc Daniel. De aceea suntem și anul acesta prezenți cu multă bucurie la invitația Părintelui Paroh, care este și protopopul Jiboului, Dan Dregan. Dumnezeu să ajute celor doi preoți de aici, Părintelui Diacon, precum și enoriașilor. Hristos a înviat, suntem la slăvitul praznic al învierii Domnului, înviere care este cea mai mare minune săvârșită de Dumnezeu pe pământ. În această a doua zi de Paști îl întâmpinăm pe preasfințitul nostru părinte Petroniu, episcopul Sălajului, și bucuria învierii este dublat de Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită de preasfinția sa în biserica noastră. Îi urăm preasfințitului sănătate, zile îndelungate și rodnicie în ogorul Domnului. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în data de 16 iunie 1991, iar în 2013, după finalizarea lucrărilor de construcție, biserica a fost târnosită de către preafericitul părinte patriarh Daniel. Cu acest prilej, cei doi preoți slujitori ai locașului de cult au primit din partea preafericirii sale distincția Crucea Patriarhală, iar Sfântul Proroc Daniel a fost proclamat ocrotitorul orașului Jibou.